Ion Călinoiu spune că avocații săi au decis să strămute procesul. Direct, avocatul zice, nu e mai bine să scăpăm de presiunea asta. Și atunci lucrurile astea sunt foarte, foarte clare, ca eu, care n-am discutat cu nimeni niciodată de la ani, nici nu cunosc pe cineva. Declarat incompatibil în acest an, Călinoiu a readus în discuție faptul că nu a observat că a avut mai mulți bani pe card din activitățile pentru care Ani l-a declarat incompatibil. Probabil din cauza emoțiilor, Călinoiu a comis-o din nou. A demonstrat că limba română încă îi face probleme și a încurcat cuvântul omisiune cu emisiune. Am făcut parte din organizațiile guvernamentale permisive de lege, că sumele pe care le-am luat nu le-am ascuns, că de fapt ele au fost trecute în statul de funcții și în statul de plată și plătite impozitul. A fost o emisiune, având în vedere sumele mici, nesesizabile în card la 6 milioane pe 2 ani de zile și lei vechi vorbesc. Și respectiv iar 1 milioane să văd că mi-au crescut extraordinar salariile. Deci au fost lucruri firești, normale. Treaba aceasta n-am putut să o fac, că nu mi-a trimis nimeni o științare, ea dă răspuns la întrebările astea. Și am lăsat lucrurile să decurgă așa cum după cum vedeți că s-au desfășurat. Iar în legătură cu atât de sigur și de asta, n-am luat în calcul această problemă a mea, care e destul de serioasă până la urmă. Este vorba de respectarea și apărarea în fața, demonstrat că ești nevinovat în fața instituțiilor de abilitate, n-am timbrat tot așa. Pur și simplu, pentru mine a semnat treaba aceasta un lucru foarte important, neștiindu-mă vinovat. Potrivit Ani, Ion Călinoiu s-ar fi aflat în stare de incompatibilitate întrucât a deținut simultan cu funcția de președinte următoarele calități, contrar prevederilor legale. Expert pe termen scurt în cadrul Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic în perioada 1 septembrie-15 septembrie 2012 și expert pe termen scurt, expert Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social, expert Consorțiul Regional Sud-Vest Oltenia în cadrul Inspectoratului Școlar Județean Gorj în perioada 1 iunie-31 iulie 2013. Îl mai acuză pe Călinoiu că nu a consemnat în declarațiile de avere depuse la datele de 11 iunie 2013 și 12 iulie 2014 veniturile obținute în baza contractelor încheiate cu instituțiile amintite. Călinoiu este cercetat și penal în urma unei sesizări a Ani și ar putea să nu mai poată candida dacă va pierde procesul.